Am ajuns la hotel după un drum lung cu microbuzul. Aceasta este camera. Sincer să fiu, nu mai țin minte cu cât am rezervat-o, dar am dosar menționat. Și cred că 48-75 cu mic dejun inclus. Este curat, este frumos, dar sunt rupt de somn. Rupt de somn. Așa că voi face un duș și sper să mai trezesc mâine dimineață. Sper. Când ne vom întâlni cu noua achiziție, cu dealerul, și sper să obținem cât mai repede numerele de export. Am ajuns în Coburg după călătorie cu autocarul de peste 30 de ore. Este duminică și este o liniște mormântală. După cum se poate observa, totul este închis. Dar e o liniște plăcută. Nu e stranie să nu fie nimeni pe străzi, dar e frumos. E frumos și îmi place. Sper să vă placă și vouă. Nu știu cât de tremurat iese. Pentru la anul voi modifica terminalul foto. Îl voi schimba, de fapt. Și tot în centrul pietonal este un mic târg de Crăciun. Dar arhitectura e frumoasă, chiar dacă e plină de magazine cunoscute și la noi. Mai mult sau mai puțin. Sunt și bănci. Și târgul de Crăciun despre care vorbeam, puțin mai de aproape. Centrul orașului, piața și un mic cerb fix în centru. Am plecat de la hotel către dealer. Am 2,8 km de mers pe jos, 37 de minute, dar merită toți banii. Merită toți banii. Câtă liniște și, nu știu, ar putea părea straniu, dar e frumos. Și după aproape 30 de minute de mers, ajungem și la dealer și dezvăluim despre ce mașină este vorba. Este vorba despre o Mazda 3, fabricație 2014, înmatriculată 2015, benzină 2 litri, 122 de cai, tehnologie SkyActiv, cutie automată. Am ajuns la dealer. Am stabilit inițial întâlnirea pentru 8:30. Am ajuns cu 30 de minute mai devreme. Nu știam cât o să fac pe jos, plus că nici vremea nu era chiar clar cum va fi.
este un dealer Mazda, Peugeot și Orange Camp, adică are foarte multe caravane. Chiar sunt curios unde este pusă mașina. Înainte era acolo, jos, dacă se poate observa, nu știu dacă acum va fi tot acolo. Sunt nerăbdător să merg la primărie pentru a obține numerele și să-mi continui drumul. Stimați privitori, aceasta este mașina. Am fost deja la primărie, am luat numerele, de fapt la serviciul de matriculări de pe lângă primăria Coburg, am luat numerele, a durat totul 20 de minute. Este foarte, foarte rapid. Mașina este o Mazda 3 2014, matriculată 2015, 2 litri benzină, 122 de cai, cutie automată, senzor față-spate, Big Xenon. A solicitat 12.500 de euro și am negociat-o la 12.000. Dar mașina avea învelope de vară pe 17 cu jante originale, sunt în portbagaj. Și ulterior nu am reușit să identific pe eBay niște anvelope care să mă satisfacă și am negociat și am mai luat 4 jante cu 4 anvelope. Știu că mi-am atras hate din partea unor privitori, dar în momentul în care faci explozie pe autostradă la 130 de km la oră în depășirea unui tir noaptea pe la 2, te uiți toată viața ta ulterior la anvelope. Pentru că poți să ai Ferrari dacă e încălțat în anvelope de toată jena. Nu mai contează, trebuie să ajungi viu acasă, în primul rând. Ca să enumăr dotările, mașina este keyless go, sistem audio Bose, asistență la unghiul mort, menținerea benzii, senzor de presiune pneuri, padele la volan, climă pe două zone, scaune încălzite și un bord futuristic. Sistemul multimedia domnii de la München au arătat că pot fi și ei copiați. Nu numai ei copiază, apropo de X6. Scrieți în comentarii dacă știți după ce mașina a fost copiată. Și cu ajutorul lui Cosmin o să încerc să fac un before and after. Pentru că inițial aici era lacul sărit și a fost remediat. Inițial aici erau zgârieturi mai profunde. Se mai văd foarte puțin. Geamul privacy, după cum vedeți. Haideți să vedem și anvelopele de vară, să le prezentăm. Jantele originale. Anvelope Uniroyal. Rain Tire. Săptămâna 9 din 2019. Tot la capitolul before and after. Aici exista un punct de rugină, a fost remediat. Discurile, anvelopele. Foarte silențioasă mașina. Sunt singur în această deplasare, proprietarul este în București, a fost plătită prin bancă, inițial rezervată cu 1000 de euro și prin deplasările mele am ajuns, am verificat-o, am testat-o și proprietarul a plătit și diferența de 11.000. O să încerc să dau cadre mai largi. Sub sigla Mazda se află radarul față de mașina din față. Nu sunt nerăbdător să îl testez, prefer să merg doar pe pilot automat simplu. Mașina are și head-up display. Și ne vom pune în mișcare.
Mașina are 122.000 de kilometri și ceva. Are revizie făcută acum vreo 2000 de kilometri, din câte mi-aduc eu aminte. Să încercăm. Da, la 120.000. Așa. Bordul mai futuristic, așa. Volanul, comenzile. Poziția este foarte ok. Sper să vă placă și ne punem în mișcare. Și ne aflăm pe centura Budapestei. Este o zi de iarnă, a fulguit puțin. Și să vedem puțin cum stăm la consum. Kilometri range, 114 viteza medie, consumul instantaneu și consumul mediu 6,8, dar este mediu de la ultima reumplere, pentru că în Germania a mers puțin mai tare. Nu a fost economică. Mai putem observa navigația. Puțin cam debusolantă la un moment dat. Te făcea să ieși de pe autostradă doar pentru că îi se năzărea senzorului ceva. Start stop. Unde numirea Mazda e-stop. Foarte odihnitor radarul și mai ușor de combinația de butoane, mai ușor de găsit pentru a o seta față de 320 de acum 3 săptămâni. Cutia automată este ok în utilizare. Retrogradează când îi ceri. Are o sonorizare plăcută, motorul în combinație cu ea. Se lucrează de peste o lună pe centura Budapestei și se pierde timp serios, peste o oră și ceva. În rest, mașina este confortabilă. O idee, suspensia cam dură. Putem observa și head-up display-ul. Nu sunt șocuri la repornirea motorului, fiind benzină și mai silențios. Dar prefer un hibrid de la Toyota, care în aceste momente merge pe electric. Vom reveni cu detalii. Revenim cu impresii de la volanul Mazda 3. Ce am descoperit, în momentul în care se ascultă muzică, aceasta este întreruptă puțin, apar paraziți, în momentul în care vocea navigației precizează direcția pe care trebuie să o urmezi. Nu știu dacă se aude, motorul este puțin gălăgios, cu toate că durația nu este foarte ridicată.
dar sunt impresionat de ținuta de drum, ca de altfel și de cealaltă generație. Nu se pot compara, cu toate că sunt aceeași clasă, același producător. E ca și cum am comparat mere cu pere. Aceasta are cutie automată, cealaltă avea cutie manuală, aceasta are 2 litri benzină, cealaltă avea 1.6 benzină. Da, nu e fair să le comparăm. Nici bugetul nu a fost același. Reamintesc că aceasta a fost 12.000, cealaltă a fost 6.990. Încercăm să respectăm și viteza. Avem limitare la 100. O bucată de autostradă binevenită. Păcat că nu sunt mai multe. Din nefericire, nu doar calitatea asfaltului diferă, dar și împrejurimile. În celelalte țări e mult mai multă verdeață, așa cum ați observat. Revenim puțin la consum. Viteza medie a fost 114 km la oră. În acest moment consumul instantaneu este 4.9 și o medie de 7.1, dar aceasta a fost resetată la intrarea în Ungaria. Încercăm niște cadre mai mari, nu ne ajută soarele, e contrajur, dar am ajuns în România și este trist că de la Vamă până la Lugoj nu găsești o benzinărie adevărată, numai containere. Dumnezeu știe ce combustibil se vinde în acele containere. Vorbesc de stații mobile. A nins puțin în Ungaria și se vede. Sper să se fi menținut curat motorul. La a doua încercare, sper să o rezolve Cosmin la montaj. Și dacă tot am oprit, mai inspectăm o dată, dar nu are ce să fie în regulă. Sky Active. Să ne punem în mișcare, că până la București mai avem drum. Și ca o ultimă încheiere, înainte să apară clipul, facem o scurtă recapitulare. A solicitat 12.500, am negociat-o la 12.000 cu revizie 9 la 120.000 și am mai plătit 250 de euro pe jantele de iarnă cu anvelope. România se pare că e o țară în care se simte bine, consumă bine pentru drumurile noastre. Nu prea se bretează pe autostradă. E cam mare și grea pentru cei 122 de cai. Sperăm să fie bine.